Un nou record de infectări de COVID-19 în România. 4.016 persoane au fost depistate pozitiv în ultima zi, la un număr de peste 31.000 de teste efectuate. În Iași au fost raportate 157 de cazuri. Numărul total de la începutul pandemiei a ajuns la 7.075 de persoane infectate. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile în Iași este de 2,15, al patrulea din țară după București, Alba și Vâlcea. În ritmul actual, Iașiul ar atinge rata de infectare de 3 în maxim o săptămână, moment în care autoritățile ar putea decide trecerea la învățământul online. Tot în ultima zi, 50 de persoane retestate au fost confirmate pozitiv.